Astăzi, în jurul prânzului, în zona Casa Cărții, două autoturisme, un Logan și un Peugeot, au fost implicate într-un accident rutier. Șoferul din Logan, în vârstă de 43 de ani, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a intrat în coleziune cu șoferul autoturismului Peugeot, ce circula regulamentar. Șoferul care a produs accidentul își recunoaște vina și spune că nu l-a observat. Cum s-a întâmplat? Am greșit. Ce ați încercat să faceți? Stângă. Nu l-ați văzut? La fața locului au apărut echipaje ale serviciului rutier pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului. Un bărbat de 43 de ani din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea un autoturism Dacia Logan pe șoseaua București cu direcția Tineretului, la Casa Cărții a virat stânga, nu s-a asigurat, nu a acordat prioritate unui autoturism Peugeot condus de un tânăr de 26 de ani din municipiul Giurgiu. În urma testării alcoolemiei s-a stabilit că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool. Din accident a rezultat rănirea ușoară a unui pasager din autoturismul Peugeot, tânăr ce a fost transportat la Spitalul Județean Giurgiu, și pagube materiale serioase. În prezent, polițiști efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.